Salutare și bun venit la un nou unboxing plus review. Ce se află aici? Spoiler alert, un Virtuoso deck. Înainte de a-i face review și unboxing la chestia asta de aici, am și eu trei anunțuri de făcut. Primul, pentru cei care mă întreabă și mă roagă să mai postez chestii cu cubul Rubik, am să mai postez, dar v-am rugat și eu ceva pe 2017, în ultimul unboxing, am menționat acolo, să completați și voi un mic sondaj cu 4 întrebări, cred că are. Deja ați completat 133, mai sunt necesare încă 67 de recenzii, adică aveți link în descriere și în comentarii, dați click acolo, răspundeți la alea 4 întrebări și eu am nevoie de feedback-ul vostru ca să știu ce să postez în continuare despre cubul Rubik. Chiar am nevoie de chestia asta și până nu se strâng 200, n-am să mai postez nimic legat de cubul Rubik. Când se vor strânge 200, voi anunța și într-un video și voi anunța și pe Facebook. Bun, a doilea mic anunț pe care vreau să-l fac. În luna martie, pe la jumătatea lunii, nu știu, nu am o dată exactă, va avea loc și a treia întâlnire pentru magicieni, da, pentru cei pasionați de magie și de Flourish. Deci dacă sunteți din București sau aveți drum pe acolo, cred că va fi în weekend oricum. Eu vă recomand să veniți pentru că primele două întâlniri au mers din ce în ce mai brici și a fost foarte fain să vă întâlnesc, să discutăm, aveți și ce niște poze. Bun, și a treia chestie, nu am unghiile foarte tăiate. Hai să trecem la unboxing. Am acela de la Dave Industries, l-am comandat colectul pe 27 decembrie și a ajuns astăzi pe 16 februarie. Adică o lună și 20 de zile ca să ajungă acest colet. Am prins o ofertă, nu știam de ea, a ținut 48 de ore, George Borsa mi-a spus de ea și îți mulțumesc. A venit din California, United States, chestii. Cred că este cea mică comandă pe care am făcut-o în viața mea. Eu niciodată n-am comandat un singur pachet de cărți de joc. Eu, de obicei, când fac o comandă, încerc să o fac cât mai mare ca să economisesc banii pe transport sau ceva de genul ăsta. La fel vă recomand și vouă, când faceți comenzi, nu comandați un singur pachet, mai bine comandați mai multe, că strângeți bani și comandați mai multe. Dar aici a fost o ofertă care era valabilă doar pentru un singur pachet și ținea și puțin ca și ofertă. Bun, am să desfac coletul. A, am așa emoții și abia ce să vă pachetăm, deci avem înăuntru. Wow, ce frumos e! Avem și o hârtiuță, cred că e factura asta. Aulă, de la NAF. Învelit așa în bule, frumos. Hai să desfacem. Vai, ce frumoase sunt florile, deja am emoții. Virtuoso Deck 2017, am să compar direct cu Virtuoso 2016, acesta pe galben, căruia i-am făcut review, căutați-l. Am să le compar direct să văd care sunt diferențele. Voi începe întâi cu griul de jos, văd că la cel nou este ceva mai închis față de celălalt. V-ul aici e alb, iar aici este negru și la fel și fundalul ăsta este alb și aici este verde. Practic e switch între culorile astea două cu aceste două culori, deci este switch între ele. Pe spate sunt ceva mai asemănătoare, așa arată una dintre margini, așa arată și altă margine. Dacă ar fi să mă dau cu părerea care cu timp place mai mult, categoric cea pe verde, îmi place mai mult și culoarea și mai ales pe aici pe margine îmi place mai mult cum se vede Virtuoso. Așa. Gata, nu mai compar nimic. Acum deschid cutia, vedem cărțile și ne bucurăm. Gata cu comparațiile, acum deschidem cutia și ne bucurăm de cărți și le vedem ce material au. Dacă vreți să comandați acest pachet de cărți de joc, a apărut pe Jucării și Magie cu multe înainte să-mi ajungă mie pachetul. Și de asemenea să folosiți codul NMFPRO-30 pentru o reducere de 10% la orice pachet de cărți de joc sau produs de iluzionism. Feeling-ul cutiei cred că este identic cu cel al versiunii anterioare. Miroase și interesant, miroase a școală, nu știu, ceva de genul de... Am uitat să vă arăt ce scrie și sub cutie, Virtuoso sus și sub Fall Winter 2017. Mi se pare foarte, foarte puțin aiurea să scoți un pachet, să scrii 2017 pe el, dar să scoți în decembrie la sfârșitul anului. Adică nici n-a pus tăbucuri de 2017, că deja 2018. Aici la flaps avem un V micuț pe care am să apăs și o să trag așa în sus. Poc. Pe flaps scrie Design for Cardistry, așa scrie și pe cutia anterioară. Bun, o să ne bucurăm împreună de cărți și o să vedem imediat cum arată. Wow, ce alunecă! Aceeași carte se găsea și în pachetul anterior și cred că aceste patru cărți vor forma o singură carte, dacă nu mă înșel. Wow, ce fain în spatele! Sunt mult mai multe umbre, shade-uri, față de ce văzusem eu în videoclip. Am să vă arăt pe toate, că acum cred că se văd mai bine, dacă țin cartea așa, se văd mai accentuate față de cum ați fi văzut în trailer. Văd că aici la verde sunt de fapt 3, nu sunt 2, eu 2 văzusem pe video, este una aici mai întunecată, una un pic mai deschisă aici și încă una mai deschisă aici. La astea negre tot 3 văd și la astea gri văd 4, sunt 1, 2, 3, 4.
Sunt frumos făcute, parcă e un fel de prismă. Un alt lucru pe care l-am observat, dacă e să compar cu o carte de la versiunea anterioară, vedeți, liniile acestea sunt albe, pe când aici sunt negre și uitați-vă și la cercul din mijloc, că este verde, iar aici este, na, cu alb și cu centrul negru. E o diferență destul de mare între ele, adică nu e doar un pachet verde cu negru, ci are și umbre și sunt schimbate și culorile de aici. Vreau să fac și un inventar, că sunt foarte curios, prima oară pe față să-l vedem. Incredibil merg, incredibil alunecă. Îmi plac foarte, foarte mult și culorile cât de fain se văd, negru, roșu, ăsta așa mai grungy. Pipe-urile sunt foarte, foarte mișto. Să vedem și pe spate. Wow! Cât de frumos se vede. E frumos verdele, mi-e place și foarte mult culoarea verde. Înainte de a face câteva flori și cu acest pachet, haideți să le compar un pic cu versiunea anterioară, să vedem ce s-a modificat și la fața cărților de joc. În primul rând, pipe-ul este cu foarte puțin mai mic, literele sunt mult mai subțiri. Aici pe margine n-aș fi observat dacă nu l-aș fi pus în alta că sunt modificate și astea cu un spațiu între ele, când de fapt aici sunt unite. Aici la pică nu văd nicio modificare, doar că aici are shade-urile pe care le are și pe spatele cărților. Picture cards-urile văd că sunt aproximativ identice, doar că mai diferă pe unde este colorat. De exemplu, pe aici este gri, iar aici este verde. Și am observat că și bările astea de aici de pe margine sunt, unele sunt așa, iar celelalte sunt așa. O chestie pe care mi-aș fi dorit-o și la ăsta galben să se întâmple, cărțile roșii, la pachetul ăsta noi chiar sunt roșii, iar aici erau galbeni și nu prea se vedeau. Asta era singura chestie care nu-mi plăcea la pachetul ăsta. Pachetul ăsta e perfect. Sunt tăiate într-un anumit fel și chiar se despar foarte bine cărțile. Dacă ar fi să-l compar cu Bicycle, acestea sunt ceva mai moi. Și sunt mult mai potrivite pentru springuri. Maestre, muzica. Acesta a fost review-ul pentru Virtuoso 2017. Dacă vă place acest pachet, îl puteți achiziționa de pe jucăriei-magiei.ro. Repet, folosiți codul MF Proordinăță 30, valabil până pe 31 martie, pentru o reducere de 10%. Până la următorul review, adică duminica, eu vă urez hai! Noapte bună!